Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt DoarDinamoBucurești și astăzi vin cu o nouă știre și um, vreau să vă spun un anunț înainte de a începe că de astăzi să încep să postez din nou în fiecare zi pentru că am terminat cu simulările, nu mai am um, problema asta că trebuie să învăț și nu pot să mai postez pentru voi. Dovadă că Dinamo vrea să-și facă echipă ofertă excelentă pentru Montini, refuzată de când este vorba de 800.000 de euro venit de la o echipă din Rusia, nu se specifică echipa aici. În iarnă a venit oferta asta, iar Mircea Rinic a refuzat-o pentru că jucătorul acesta care a fost adus în octombrie are deja 8 goluri în 16 meciuri, de, de fapt, nu 16, 10 meciuri, scuzați 8 goluri în 10 meciuri, deci este ceva foarte, foarte bun pentru el. Cum spune și aici, Matia Montini, fotbalul e complet diferit în România față de Italia. În Italia e mai multă tactică, se studiază mai atent modul de joc, felul cum joacă adversarul, cum să încerci să blochezi jucătorii cheie. Aici, în schimb, e un pic mai multă libertate, iar pentru noi, cei care jucăm în față pentru jucătorii ofensivi, e un lucru mai bun, deoarece avem mai multă posibilitate de a ne mișca, de a ne demarca. Oricum, mă simt foarte bine în România, a spus Matia Montini nici Rednic, dar nici conducătorii Ionus Negoiță și Alexandru David, din păcate care el o să plece sau cred că a plecat deja, nu știu, o să vă țin la curent cu asta, a decis ca el să nu plece și să rămână până să-și termine contractul și dacă el mai vrea să-și mai prelungească contractul cu curia, mă să mai rămâne și de atunci. Eu zic că e cam cel mai bun jucător adus de Mircea Reni până acum, mai sunt și alții, dar el este cam pe primul loc să ai 8 goluri în 10 meci e ceva uluitor. Ultimul gol fiind înscris cu Dunărea Cărăraș, scor 2-0. Deci, cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost doar din nou și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!